Această groapă adâncă se află la intersecția străzilor Cuza Vodă cu Tudor Vladimirescu. Zona abia ce a fost asfaltată anul trecut, însă acum începe să se vadă calitatea lucrărilor efectuate. Terasamentul a început să se surpe, iar craterul format îi pune în dificultate pe șoferii care tranzitează zona, dar și pe cei care locuiesc acolo. Dezastru ca peste tot! Da, aia vă ziceai și eu, ziceai fac. Am ocolit-o. Dacă era noaptea, vai de capul meu. Anul trecut s-a asfaltat aici. Da, da. Da, ne-am bucurat. N-a făcut bine terasamentul jos. Da, asta e, ce trecut să mai zic. Bine că n-am dat cu roata în groapă. Când ne uitam, e foarte frumos. Când echipa TV Giugiu a ajuns pe strada Tudor Vladimirescu la groapa din asfalt, un reprezentant al primăriei studia și el din priviri frumusețea de lucrare, numai că imediat ce a văzut camera de luat vederi s-a urcat rapid în mașină și a plecat în grabă fără să dea vreo explicație. Prin urmare, groapa a rămas acolo unde este, adâncă și nesemnalizată, dacă nu cumva între timp a venit cineva să o astupe pentru a nu pierde voturi.